Pesta porcină africană este prezentă în 140 de localități din 20 de județe, cu un număr de 416 focare, iar în alte 4 județe există doar cazuri la Mistreți. Conform unui comunicat emis de ANSVSA, au fost eliminați aproape 400.000 de porci și aproximativ 2.000 de mistreți. Evoluția bolii este în permanență monitorizată prin examene clinice de laborator, iar zilnic se analizează situația existentă, se aplică măsuri și se întreprind acțiuni în funcție de circumstanțe. Agenția solicită sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii și consecințele economice grave generate de apariția ei. Acțiunile autorităților sunt conjugate și întreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boală, pentru a le lichida cât mai rapid și pentru a împiedica răspândirea bolii. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau autorităților locale. Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat în condițiile prevăzute de legislație, se menționează în comunicatul agenției.